Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ana Echezli și vă prezint buletinul de știri. În primele 6 luni ale anului 2024, cetățenii moldoveni au luat mai multe credite de la bănci decât cu un an înainte. Acest lucru reiese din datele unei analize efectuate de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, prezentate de analistul economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit cuvintelor lui Ioniță, acest lucru se datorează scăderii ratei dobânzii la creditele de consum și ipotecare, care a ajuns la un nivel confortabil pentru populație. După 2 ani de stagnare cauzată de pandemia de coronavirus și de războiul din Ucraina, în Republica Moldova a avut loc o reactivare a creditării, constată expertul economic Vyacheslav Ioniță. Principala condiție pentru acestea a fost îmbunătățirea condițiilor de creditare și reducerea ratei dobânzii, care a ajuns la un nivel acceptabil pentru populație. Leul moldovenesc rămâne moneda preferată. Astăzi, volumul total de credite care sunt oferite de către bănci, economii naționale, atât persoanelor fizici cât și juridici, sunt aproape de 70 de miliarde lei și au ajuns la 69,6 miliarde, în creștere doar în acest an cu 5,7 miliarde. Dacă observați, în jumătate de an a crescut de peste 2 ori comparativ cu tot anul trecut. Directorul unei filiale a unei instituții financiare din Comrat a confirmat de asemenea tendințele de creștere a creditelor. Comparativ cu anul precedent, ponderea creditării a crescut deoarece creditele au devenit mai accesibile pentru populație, iar ratele de creditare au scăzut semnificativ. Pe parcursul anului trecut a redus rata de refinanțare. Astăzi, rata efectivă la care populația obține credite fără garanții este de aproximativ 10% pe an. Comparativ cu anul precedent, cu un an în urmă, rata pentru același credit era de aproximativ 15% pe an. Această situație cu reducerea ratei dobânzii este observată nu numai în cazul creditelor de consum, ci și în cazul creditelor ipotecare. Populația devine din nou interesată de credite ipotecare, deoarece acestea sunt pe termen lung. Puteți obține un împrumut de până la 25 de ani pentru achiziționarea și construirea de locuințe. Ratele au scăzut și ele, acestea sunt în jur de 7-8% pe an. Expertul Vyacheslav Ioniță susține că în prezent există o tendință de reducere a ratelor dobânzilor, ceea ce face ca ideea de a lua un împrumut să fie favorabilă pentru populație. Dacă 5 ani în urmă creditul însemna 6 salarii a familiei, asta înseamnă 3 salarii a familiei. Deci orice împrumut luat astăzi, în timp, efortul dumneavoastră ca să-l achitați va fi cu mult mai mic. Vyacheslav Ioniță consideră că rata dobânzii la credite va continua să scadă și se preconizează că aceasta se va situa sub 7% până la sfârșitul anului. Ana Echezli, Dora Echezli, Sergei Gheorghev, Alexei Gherciu, GRT știri. Se preconizează implementarea programelor de educație multilingvă în școlile din Republica Moldova până în 2025. Acest lucru a fost anunțat de ministrul moldovean al educației, Dan Perciun. Aceasta a sugerat de asemenea introducerea educației multilingve în grădinițe, astfel încât copiii să înceapă să-și dezvolte competențele lingvistice de la o vârstă fragedă. Până în următorul an școlar, elevii din școlile moldovenești vor fi instruiți în cadrul unui program de educație multilingvă, a declarat ministrul educației Dan Perciun. În școlile alulingve, de regulă școlile vorbitoare de rusă, ne dorim și ne bucură că sunt și școli care doresc la fel acest lucru și raioane care văd lucruri la fel. Deci în școlile alulingve, în special în regiune, în Găgăuzia, vrem ca mai multe discipline să fie predate în limba română sau în limba găgăuză, nu doar în limba rusă, iar limba română sau limba găgăuză să nu aibă o singură disciplină, dar să ajungem în situația în care vedem și matematica predată în română sau găgăuză, vedem și educația pentru societate predată în română sau găgăuză, vedem și fizica predată în română sau găgăuză și așa mai departe. De asemenea, ministrul a sugerat introducerea educației multilingve în grădinițe, astfel încât copiii să-și poată dezvolta competențele lingvistice de la o vârstă fragedă.
Copilul o zi învață în rusă, o zi în română, o zi în găgăuză și cel puțin se familiarizează cu româna și găgăuza încă din grădiniță și deprinde niște competențe lingvistice de foarte devreme. În plus, Ministerul Educației intenționează să schimbe formula de finanțare a școlilor și să încurajeze instituțiile de învățământ care implementează programe de educație multilingvă. Profesorii din astfel de instituții vor putea primi de asemenea suplimente salariale. Locuitorii autonomiei sunt de părerea că cunoașterea limbilor străine îi ajută pe oameni nu numai să înțeleagă diferite culturi, ci și să se adapteze la condițiile în schimbare rapidă. Cu cât o persoană cunoaște mai multe limbi, cu atât este mai bogată, de aceea este necesar să învățăm toate limbile. În primul rând, dezvoltă mintea, în al doilea rând, cu cât cunoști mai bine limbi, cu atât mai multe oportunități ai de a comunica, de a-ți folosi cunoștințele mai larg, de a merge în alte țări, desigur, este foarte necesar. Afectează legătura dintre diferite popoare, putem comunica, putem compătimi, putem cunoaște cultura, tradițiile, cred că este foarte important. Dacă mergeți în Europa sau în alte țări, acolo este foarte necesară engleza. Am fost în România, m-am întâlnit cu limba română și mi-a fost greu. Cred că este important pentru că mergem des în țările vecine, așa că ne dezvoltăm prin limbă, există o interconectare a țărilor. Cu cât știi mai multe, cu atât mai bine. Cunoașterea limbilor străine este foarte bine. Мы не говорим на своем родном языке. Онченде епсиджи чалыш сынивде. În primul rând, cred că este necesar să ne păstrăm limba găgăuză. Aceasta este principala noastră problemă. Noi nu vorbim limba noastră maternă, așa că fiecare acasă să înceapă să o vorbească, să extindă utilizarea ei, să o consolideze și, în general, încercați să cunoașteți mai multe limbi. Odată ce sunteți într-un oraș, va fi mult mai ușor să comunicați. Și acolo unde există comunicare, există noi cunoștințe și oportunități. Învățați limbi străine. În cadrul programului de educație multilingvă, în școlile moldovenești, elevii vor învăța simultan în limba română, o limbă minoritară și o limbă străină. Anna Echizli, Dora Echizli, Ludmila Navac, Sergei Gheorghev, Alexei Gherciu, GRT Știri. Lucrările de renovare sunt în plină desfășurare la liceul Dmitrie Mavrodii. Lucrările de renovare menite să creeze un spațiu mai confortabil și mai funcțional pentru elevi și profesori sunt în plină desfășurare. Foierul liceului Dmitrie Mavrodii este în curs de renovare pentru a crea condițiile necesare elevilor și profesorilor în noul an școlar. Lucrările includ renovarea sistemului de încălzire, care nu a fost reparat niciodată de la deschiderea școlii, precum și a sistemului electric. Se instalează mobilier nou și elemente decorative, iar pereții sunt vopsiți. Сразу после экзаменов, как сдали выпускные экзамены в 9 классе, в 12 классе, мы... Imediat după examenele finale am început să înlocuim sistemul de încălzire în blocul alimentar, cantină, sala de ședințe în spațiul principal, foierul. Am înlocuit și sistemul de încălzire de la etajul 3, s-au economisit fonduri de la încălzire deoarece iarna trecută nu a fost rece. Liceul Dmitrie Mavrodii este unul dintre cele mai mari din punct de vedere al suprafeței, așa că am plătit 450.000 pe lună pentru încălzire. După cum spun experții, se vor economisi 20-25%. Это даст экономию, как нам говорят специалисты, на процентов 20-25%. Foierul instituției de învățământ va arăta nou. Aceasta va deveni nu doar frumos și confortabil, ci și mai convenabil pentru diverse evenimente și întâlniri școlare, a declarat Maxim Bolgar. Echipa administrativă a decis să renoveze spațiile școlare, să creeze confort, să creeze astfel de condiții încât copiilor să le placă să vină zilnic la școală, dar pentru aceasta este nevoie de condiții și spații bune, astfel încât copiii să fie atrași aici. Pe lângă foier se renovează și coridoarele școlii. Мы решили немножко обновить, уйти от синих панелей,
В разных учебных заведениях они серые. Am decis să renovăm, să scăpăm de panourile albastre. În diferite instituții de învățământ, acestea sunt gri, verzi, albastre. Facem ca interiorul școlii noastre, spațiul școlar, să fie modern. Avem planuri mari. Cred că până la 1 septembrie vom avea timp să renovăm fațada și să facem în stil național găgăuz. Большие планы. Я думаю, что до 1 сентября мы успеем и фасад здания, парадный вход тоже обновить уже больше в национальном гагаузском стиле. În acest an, liceul Dmitrii Mavrodii va fi frecventat de peste 400 de copii. Pentru prima dată, după mulți ani, au fost recrutate două clase primare pentru acest an școlar. Anna Ichizlia, Luna Târzi, Grigori Stavilov, Maria Cazacu, GRT, știri. În Moldova există țânțari tigru, dar nu au fost raportate cazuri de mușcături. Despre aceasta anunță epidemiologii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Despre apariția în țara noastră a acestui tip de țânțari care au migrat din Asia de Sud-Est s-a anunțat prima dată la începutul verii. În ultima perioadă, pe rețelele de socializare apar tot mai multe postări în care cetățenii povestesc că au observat de mai multe ori noi țânțari în apropierea lacurilor și a localităților. În același timp, epidemiologul Vera Lungu a menționat că țânțarul poate transmite virusul West Nile, dar în acest an nu au fost raportate cazuri de infecții în țara noastră. Una din aceste specii, deci care s-a stabilit recent în multe țări europene, este specia Aedes albopictus, care mai este numită țânțarul tigru asiatic. Este o specie care este originară din țările tropicale și tropicale, subtropicale din Asia de Sud-Est, care acum are o răspândire foarte largă în multe țări europene, preponderent în parte de Sud-Est. Nu face excepție nici Republica Moldova. Deci studiile efectuate de colaboratorii Institutului de Zoologie din cadrul Academiei de Științe Moldovei, deci au demonstrat prezența acestei specii și pe teritoriile țării noastre. Până în prezent, noi în țară, deci cazuri indigene n-am înregistrat, deci pe parcursul ultimului deceniu avem înregistrate 4 cazuri de febră denghe, toate de import, și un caz de febră cu virusul West Nile în anul 2019. L-a găsit acolo la prut, în partea cealaltă, în lacurile cele de acolo. Și eu cred că dacă este acolo, de acum aici la noi bate vântul sau ceva, schimbă curentul, dar mi trebuie date, fotografii. Pe cât eu știu, la cineva este de la institut. Mare probabilitate că el este aici la noi. Potrivit specialiștilor, este dificil de deosebit țânțarul tigru de unul obișnuit. Acesta arată ca un țânțar obișnuit, dar corpul și picioarele au dungi. Spre deosebire de țânțarul tradițional, care este activ pe tipul nopții și produce un zgomot specific, țânțarul tigru asiatic este mai silențios și diurn, înțeapă în timpul zilei, în special dimineața și seara. Este întâlnit mai mult în zonele umbrite, zboară mai jos și înțeapă. Epidemiologul avertizează că din cauza schimbărilor climatice, în Europa se răspândesc tot mai multe boli tropicale cauzate de mușcăturile țânțarilor. Mușcătura fiind mult mai dureroasă decât a unui țânțar tradițional. Iar pe lângă disconfortul apărut în urma înțepăturii, care poate provoca iritație ușoară, până la o inflamație intensă, acești țânțari mai pot transmite omului boli grave virale, precum febra denga, febra galbenă, febra zika, virusul West Nile și encefalita ecfină. Pentru a evita mușcăturile de țânțar, specialistul recomandă utilizarea spray-urilor speciale și echiparea ferestrelor cu plase anti-insecte. În primul rând, recomandăm să se evite plimbările în locurile unde sunt abundenți țânțarii. Adică în acele locuri umbrite, preajma bazinelor acvatice, preponderent, deci în perioada nocturnă, când țânțarii sunt mai activi. Recomandăm în caz de, deci când se preconizează plimbări de îmbrăcat, haine cu mânica lungă, pantaloni lungi, ciorapi. Pentru populație mă recomandăm deci, să monteze deci, plasele antimoschite, deci de la geamuri, pentru a împiedica accesul țânțarilor în căpieri. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, febra denguie este endemică în peste 100 de țări. Anul trecut au fost raportate peste 6 milioane de cazuri de boală și peste 7.000 de decese. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Malaezia, Thailanda și Vietnam. 20 de pompieri moldoveni se află în continuare în misiunea din Grecia.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe 5 august, echipa a participat la un exercițiu practic în comun cu specialiștii eleni în vederea alinierii metodelor de stingere la standardele europene și dezvoltarea abilităților și tacticilor de intervenție. Amintim că echipa IGSU este detașată pentru perioada 16 iulie-15 august în cadrul programului european de prepoziționare a echipelor de stingere a incendiilor de pădure în Republica Elena, organizată în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Elevii claselor a 9-a, a 12-a din autonomie au aflat despre oportunitățile oferite de Programul Național Voucher Cultural, participând la o sesiune de informare. Elevii de liceu au aflat cum se obține un voucher cultural, ce produse sau servicii culturale pe care le pot obține cu acestea, spectacole de teatru, concerte, producții cinematografice sau cumpărare de cărți. Maria Ceban, elevă în clasa a 12-a la liceul Dumitrii Caracioban, notează că este pregătită să devină posesoare de etichete culturale deoarece are peste 18 ani, așa cum prevăd normele programului. Pentru a utiliza voucherul de 1000 de lei este necesar să aveți o semnătură electronică care poate fi obținută în magazinele Orange sau Molcel. Dacă aveți un abonament pe numele dumneavoastră, voucherul poate fi utilizat de către un tânăr peste 18 ani. Voucher cultural poate fi utilizat electronic, adică sunt bani electronici. În magazine precum Librarius puteți cumpăra cărți, puteți cumpăra un bilet la orice spectacol al artiștilor moldoveni, teatru, etc. pe site-ul afișa.md. Elvira Dragan, elevă în clasa a 9-a la gimnaziul din satul Beșalma, remarcă faptul că a fost interesată de Programul Național Voucher Cultural, deoarece oferă tinerilor acces la patrimoniul cultural al poporului lor. În domeniul culturii, în domeniul obținerii unor informații, nici nu am auzit de ei până acum, dar acum mă interesează. În timpul sesiunii de informare s-a propus creșterea vârstei beneficiarilor acestui program, precum și a perioadei de valabilitate a voucherului, astfel încât mai mulți tineri se poate beneficia de această inițiativă, a declarat Elvira Dragan. Am discutat la această întâlnire și au spus că ar putea extinde intervalul de vârstă și dacă intervalul de vârstă este între 16 și 19 ani, voi putea folosi acest voucher în scurt timp. Maria și Elvira vor să citească mai multe cărți cu ajutorul voucherului cultural și preferă literatura străină. Romane de invenție, dar în special literatura străină, adică folclorul artistic și literatura străină. Programul vizează îmbunătățirea integrării tinerilor în viața culturală a țării, promovarea și dezvoltarea valorilor culturale, au declarat Maria Ceban și Elvira Dragan. Я советую своим сверстникам воспользоваться данным ваучером, потому что от этого они ничего не теряют. Îi sfătuiesc pe colegii mei să folosească acest voucher. Nu pierd nimic. Și este foarte util pentru generația noastră în domeniul atragerii noastre către cultură. Puteți merge la Teatrul Moldovenesc, puteți vedea artiști moldoveni, adică voucherul cultural este ceva care ne învață despre cultură, despre istorie, despre tradițiile noastre. Voucherul cultural este o inițiativă a Guvernului Republicii Moldova de a spori accesul tinerilor de peste 18 ani la evenimente culturale precum expoziții, spectacole, concerte și achiziții de cărți. Orice eveniment selectat poate fi achitat cu voucherul cultural. 1000 de lei sunt la dispoziția tinerilor. Voucherul este electronic și poate fi folosit doar online. Programul Voucher Cultural a fost lansat de guvern în noiembrie 2022. În continuare, prognoza meteo în Găgăuzia. În Găgăuzia se așteaptă vreme senină. Vântul va sufla cu viteza de la 3 până la 5 metri pe secundă. Temperatura aerului încomrat ziua va constitui 31 grade căldură, noaptea plus 19 grade. În Ceadăr Lungă ziua plus 30 grade, noaptea plus 18. În Vulcănești ziua plus 31 grade Celsius, noaptea plus 19 grade.
Acestea au fost toate știrile la această oră. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canalul de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe email. La revedere și o seară frumoasă!